venit, Alin. Suntem după partidele de aseară din Europa League, dar în principal partida care ne-a interesat în mod deosebit, partida de pe arena națională dintre FCSB și Letonii de la Riga, 4-1 pentru campioana României, debut cu dreptul în, în această fază principală a Europa League, elevii lui Haralambos, Pintili și Gigi Becali, ordinea o stabiliți dumneavoastră, au câștigat cu 4-1 și au făcut spectacol în fața unui stadion cu 35.000 de suporteri roșialbaștri, chiar peste așteptările celor de la FCSB. Se preconizau undeva la 30.000 de oameni în condițiile în care s-au vândut 25.000 de pachete pentru aceste patru meciuri pe care FCSB le joacă acasă în Europa League. A fost aseară cu Riga, urmează Midtjylland, mai avem pe teren propriu Olympiacos Pireu, parcă nu, Alin, și Manchester United în ianuarie, la finalul lui ianuarie. FCSB-ul bate cu 4-1, a fost chiar lider în această grupă, mega grupă cu 36 de echipe, a fost chiar lider câteva minute când a făcut 4-1 și la Amsterdam era 3-0 în Ajax cu Beşiktaş, FCSB-ul era pe primul loc. În acest moment, după ce s-au terminat primele 18 meciuri din etapa 1 a celor 8 etape, FCSB este pe locul 2, întâlnind, bineînțeles, un adversar mai slab cotat față de ce urmează, pentru că urmează partide foarte interesante, foarte grele, cu adversari tari. Săptămâna viitoare la Salonic, joia viitoare va fi întâlnirea dintre PAOK Salonic și FCSB. Un meci greu și frumos. PAOK vine după ce a pierdut la Istanbul cu Galatasaray, iar FCSB-ul vine, cum vă spuneam, după acest 4-1 cu Riga. Meci de cupă europeană care a readus la București după atâta timp aerul de Europa League. Nic, cum ți s-a părut FCSB-ul? Au spart zăgazurile după problemele și rezultatele mai puțin reușite din campionat. Aseară parcă echipa s-a adunat, așa e când vine Europa și tu știi foarte bine, jucătorii și totul se mișcă altfel, totul se încarcă altfel. Este clar că echipa în Europa arată altfel și așa a fost întotdeauna. Și când eram eu jucător acolo și antrenor, pentru că atmosfera pe care o fac suporterii, jucătorii, știu, au o concentrare mai mare, o dorință mai mare și de asta au această motivație în plus, practic. Antrenorul nici nu mai trebuie să le mai spună ceva. Trebuie doar să facă primul 11 da, și după aia îi lasă. Să antreneze, să pregătească bine jocul pe care îl au, dar motivația vine clar la jucători din aceste motive. Aseară au arătat foarte bine. S-a văzut că sunt o echipă bună, o echipă peste cei de la RFS. Eu le spun Riga să ne mai complicăm. RFS-ul ăla este Riga Football. Ideea e că Academia de Fotbal cu Riga rivalizează. Mai o echipă, Riga. Da. Ăia sunt pe locul 2 după ei. Ei sunt Riga și ea sunt Riga, parcă. Nu, ei sunt Riga și ceilalți sunt Riga. Oricum, important este să le spunem RFS sau Riga, să ne spunem RFS Riga, că este un fel de UTA Arad. Sau LAS Clins, că și LAS Clins. Linzer Athletic Sport Club, da. Da. FCSB-ul a început foarte bine. Au reușit să marcheze și acel gol și au avut acea ocazie să facă 2-0. Apoi cei de la Riga au avut așa o zvâcnire așa în care au avut două ocazii, au reușit să și egaleze, dar foarte puțin pentru o echipă de grupele Europa League. Au arătat foarte puțin. Clar că asta îi se datorează și FCSB-ului, pentru că a jucat foarte bine. Chiar dacă au fost egalați, au continuat după să joace, să pună presiune pe adversar, au reușit să marcheze. A doua repriză, au făcut o repriză foarte bună, nu le-au dat nicio șansă, au reușit să marcheze și cele două goluri. Au arătat ca o echipă adevărată, în sensul bun al cuvântului. S-a văzut clar o diferență între meciul din campionat și meciul acum din Europa, chiar dacă au schimbat câțiva jucători în această partidă. Da, a fost un prim 11 și o linie de fund, în principal. Surprinzătoare pentru unii. Pentru noi la Fanatic n-a fost deloc surprinzătoare, pentru că de ieri dimineața am anunțat echipa cu Mihai Popescu, fundaș dreapta, și cu titularizarea lui Chiricheș. Exact. Da. Ceea ce arată că un jucător care a dat un exemplu pentru și le-a arătat tuturor că încă mai poate să joace, că criticile care i-au fost aduse... De Chiricheș, spui. Da, de Chiricheș. Nu au fost ok din punctul meu de vedere, pentru că e un jucător experimentat. Am fost și eu în situația lui Chiricheș ca jucător și nu sunt ok. Chiar dacă acești jucători vin și spun că
nu prea îi deranjează, te deranjează, cred eu, din punctul meu de vedere, pentru că și eu am fost în situația asta și m-a deranjat foarte, foarte mult, dar important este să reușești să, spus că nu te să treci, să treci peste, nu, Dar și pe Chiricheș l-am auzit aseară după meci și a spus, n-ai cum să nu te afectezi, indiferent câte experiență și câți ani de fotbal ai, ceea adică ce mi s-a întâmplat și cum faptul că am revenit și am jucat, este, a spus Vlad și l-apreciez pentru asta, un exemplu pentru cei tineri, să vadă cum trebuie să treacă peste astfel de momente. Trebuie să muncești, să te antrenezi și vine șansa, și dacă în momentul vine. Când îți vine șansa, da, dar șansa aceea trebuie să-ți vină de mai multe ori, pentru că la el acum, într-adevăr, a intrat la meciul acesta și a jucat foarte bine. Dar trebuie să-ți vină șansa de mai multe ori, chiar dacă tu te antrenezi și chiar dacă, eu știu, îți dă șansă odată, să zicem, poate în acel moment nu ai o evoluție bună, dar trebuie să în continuare să aibă încredere în tine, eu știu. Clubul, antrenorii, Gigi Becali. Gigi Becali, în primul rând, pentru că cei din staff au încredere în Chiricheș și au și discutat cu ei în această, în această perioadă. Pentru că sunt și jucători, sunt și oameni și pot, pot greși, adică poți juca un meci în care se greșește, sau chiar două meciuri, dar dai încredere, pentru că s-a arătat că atunci când le dai încredere jucătorul, acei jucători care au valoare când sunt aduși la FCSB, sunt aduși că au făcut ceva pe la echipele lor. Au arătat că au valoare. Pentru că vine în minte acum Coman, pe care l-am avut eu la început, după a avut o cădere și după l-am avut și în al doilea mandat, când chiar atunci a început să urce. În mandatul ăla pe care l-am avut eu scurt de 4 luni de zile cât am fost, chiar a început să urce și s-a dovedit că în momentul când îi dai încredere unui jucător, reușește, care are calitate și care este serios. Și da, aceste lucruri trebuie să se facă. Da, prestația lui Vlad aseară nu îi garantează titlul aia nici meciul următor. No. Despre asta vorbim. Da, sunt sigur. E o ruletă rusească. Cât timp va avea Înghezana probleme, eu cred că pe el se va miza. Că e în campionat, că e în Europa, păi te duci la Salonic. Păi în primul rând, mergi la Sepsi duminică seara cu Înghezan accidentat și Mihai Popescu suspendat. Și Mihai Popescu roșu. Deci e clar că e el și e cineva fundaș dreapta. El și cine, că nu mai e altcineva. Și Crețu fundaș dreapta sau Pantea sau cum ori gândi eu ei acolo. Bun. Și aseară spre asta se mergea, adică spre... Deci te gândeai înainte cu doi, bă, cum joacă ăștia? Păi joacă, foarte simplu joacă. Joacă Crețu pe dreapta și Mihai Popescu fundaș central. În schimb, Alin. Poate au gândit, nu. Alin, poate au gândit și o treabă de asta să-l odihnească pe Crețu pentru meciul de campionat, pentru că Crețu este un jucător de travaliu care face foarte mult efort. Da, dar care jocul. Acasă central eu știu cu o echipă care știai că îți vine să stea în terenul ei. Eu știu că au gândit cu Mihai Popescu fundaș dreapta pentru că aveau nevoie de un jucător de forță în condițiile în care știau de la Faru că a jucat și fundaș lateral. Da, în ultima vreme doar fundaș lateral. Da. Și mai aveau, probabil au mizat și pe acest lucru, că cei de la Riga erau buni la fazele fixe, jucători de talie și Popescu și cu Chiri, da. Popescu și cu Chiri fiind doi fundași centrali care te gândești că pe sunt altfel, buni la duelul aerian. Da, se mai bătea Daua cu ei Bârligea, cam ăștia patru erau de... E Giuma, da. Și Lisandru, care are talie bună. În schimb, celorlalți doi, cum să spun, eu cred că Ștefănescu și-a început o a doua viață. Adică la Ștefănescu, dacă nu mergea treaba acum, venea Nea Gigi și zicea, bă, nu v-am spus eu. Bă, v-am spus că nu merge. Am dat și banii pe el la Sepsi săptămâna trecută. Nu e chiar așa. Știi foarte bine că acolo, la Gigi Becali, unde se achită sume mari, cum e Miculescu, aia, răbdarea este mai lungă. E mai lungă. Da, și ei sunt 1.300.000. Adică hai să mai încercăm o dată. Bun, dar da, măscărea la... Adică nu măscărea, doamne, nu m-am exprimat. Criticile. Și presiunea. Ca să știe de frică. Cum a fost pe Bârligea, îți dai seama? Adică Bârligea a început nu cu piciorul stâng, cu două picioare stâng, să intri în meciul cu Petrolul, să te scoată și la sfârșit să te facă praf. Cred că nu-l făcea așa praf dacă nu egala Petrolul, dar și pe supărarea de atunci și pe nu știu ce. Băi, intră și te face. Bârligea și spune aseară după când merge la interviu. Bârligea spune înainte să joace. Dacă a citit în Fanatic. Spune că l-am întrebat ce o să faci. Nu, ce o să faci? Când am făcut interviul ăsta pe revista Fanatic care a apărut luna aceasta, l-am întrebat la un moment dat. Ce o să faci când o să fii schimbat după 45 de minute? Ce? Ești pregătit?
Da, sunt pregătit. O să mă gândesc că n-am jucat bine și că va intra un coleg în locul meu și va câștiga echipa. Bine, dar tu ai pus întrebarea asta. Răspunsul politic e corect. Adică i-ai pus acum 3 săptămâni, acu 3 săptămâni i-ai pus întrebarea în asta. În care el a zis, e o întrebare ca atare, nu o să mi se întâmple chiar la primul adică, meci. Adică, s-a întâmplat la primul meci. Adică te-a luat de la început. Da, da. Nu este nicio problemă. Dacă, ok, critică un jucător, să spunem că îl critică, că nu a jucat bine, dar dă-i șanse în continuare. Adică bagă-l să joace. Păi, doar așa acel jucător va putea să crească, să dovedească că are valoare. Da, lui Ștefănescu nu i-a prea mai dat la un moment dat. Nu i-a dat șansă lui Ștefănescu, spun de ce. Pentru că pe poziția aceea a jucat Băluță și Băluță a reușit performanța să aibă 3 meciuri cu gol la rând. El care era antigol, a marcat 3 meciuri la rând. La Cluj, cu UTA, la Cluj și cu Petrolul. Da, 3 meciuri la rând. El vine, chiar putem să spunem, domnule, Ștefănescu a venit fără meciuri. Da, în ultimele două luni de zile, adică a pierdut și convocarea la lotul național din cauza lipsei de meciuri. Deci în ultima lună jumate, păi l-au luat în a doua săptămână, din iulie l-au luat, de când a venit. Cum ți s-a părut Bârligea? Și reacția lui și de după gol și tot ce am povestit, faptul că a fost înlocuit la pauză cu Petrolul. Foarte bun. Și reacția lui, pentru că de fapt el este un jucător de travaliu, este un atacant care se luptă pentru fiecare minge, care face pressing, care este agresiv. Eu sau antrenori avem o vorbă așa, este un atacant care bate fundașii, gen. Care întotdeauna a bătut și portarul. Adică recuperare. Deci este, la primele trei goluri, el este acolo. Da, este un tip de jucător care luptă pentru fiecare minge și din câte știu eu așa, cunoscându-l pe patronul FCSB-ului, este tipul de jucător căruia îi place. Pentru că întotdeauna el a vrut un atacant care să facă pressing, să fie agresiv, să se bată cu fundaș și să ține de minge, asta vrea. Dacă și reușește să marcheze, este cu atât mai bine pentru cei de la FCSB, pentru că clar este un plus. Și aseară a arătat-o și la golul 2, când a fost ținut, când a dat pasă. Da, și de acolo a luptat și a continuat faza și a ieșit acel gol. Este un jucător important pentru ei, cred eu, în acest moment și un jucător care o să-i ajute foarte mult. Eu cred că a fost cel mai bun jucător, părerea mea, de pe teren. Și un jucător de viteză, dar în campionatul României nu știu dacă va avea, eu știu, acele spații pe care le are în Europa, să spunem. Le-a avut într-un meci ca cel de aseară, da. Unde el poate să vin cu FCSB și să îi viteza acolo, pe care da, o are. Da. Poate că de-aia a avut și acele 45 minute cu Petrolul. Noi au stat pe 9 rânduri cu Petrolul. Are 7 remise din 10 meciuri sau cât are. Da. E bun, tu ai zis că a fost cel mai bun. Nu, e greu de făcut. Știu, este o problemă la Bârligea. Mi s-a părut că fizic s-a cam terminat undeva după minutul 60-65, când a și fost schimbat, dar parcă a fost schimbat 80. Păi nu, dar după minutul 60 deja terminase. N-a fost cu Popa, a trecut Tănase. Popa a intrat după aia. Tănase a reușit performanța să joace într-o repriză 3 posturi. Trei posturi a jucat, da. Bun, Bârligea bun.